Salutare lumea, eu sunt Ala și bine m-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Terraria, la episodul 2 chiar. Suntem aici în nou, exact unde am rămas. Acum am pornit și episodul după ce l-am închis pe cel precedent. Hai să continuăm cu mina noastră. O să luăm acest lid. Câtă platină avem? 35 platină. Bă, suntem bine pe platină. Hai să... Opa. Hai să căutăm chesturi, frate, eu chesturi vreau. Acolo e loot-ul. Ăsta e silver? Da, am găsit silver. Hai să luăm silver. Bun, perfect. Hai să luăm tot silverul ăsta. Ori pichez de platină, ori pichez de silver, amândouă sunt extraordinar de bune. Aș vrea totuși din silver să-mi fac armură. Mă rog, sau din platină, dacă se poate să ne facem full armură, ar fi extraordinar de bine. Dar... Na, e destul de greu să facem asta în early, pentru că mine e foarte greu. Ieși. Ieși, fițiar capul de vierme. Bine că mi-am făcut această sabie, pentru că nu știu ce făceam cu sabia de lemn. Ah. Bun. A, pe aici ceva? Ia să vedem. Opa. Și asta. Da, nu știu ce chestia aia. Mergem în partea asta. Opa, am mai văzut ceva aici? Bă, da, greu se pune stop la căcatul ăsta de minecart. Uite, e silver? Da, e silver. Mai ce ochi am, efectiv ce ochi am. Luăm tot silverul. Cred că deja putem să ne facem... Oh, cred că putem să facem două chestii din silver. Două chestii de armură. Oh, nimic pe aici. Batem slime-ul ăsta jegos. Ok. Aici avem niște tin. Asta e tinul lui Lidu. Mereu încurc tinul cu Lidu, efectiv. Și niște lid mai în partea asta. Ok, și luăm și pe ăsta de aici. Ieși. Da, hai să luăm tot asta și să continuăm drumul în această minunată. Ieși, 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 ieși. Ieși. Slime-uri jegoase. Opa, așa. Mori, slime-ule, mori. Bun. Oh, am mai găsit silver. Nu, nu, n-am cum să nu iau silver-ul, efectiv. Deci e prea satisfying să iau silver. Haide, sari. Așa, bun. Bun. Oh, for fuck's sake. Așa, bun. Oh, și am găsit și eu o statuie cu albine. O să o luăm. De fapt, o să iau, o să le colecționăm, o să le colecționăm toate aceste statuete. Doar că alea de slime-uri sunt cele mai bune pentru că putem să facem practic un sistem cu redstone, dacă pot să-i spun așa, cu redstone-ul din jocul ăsta ca să spawneze slime-uri și să facem un o fermă infinită practic de slime-uri și de gold. Cam asta putem să facem aici, din acele statui, doar că merg doar statuile de... Cel puțin când mă jucam eu, acum nu știu, cu update-urile poate să se spawnează orice, dar când mă jucam eu, doar slime-urile de... Doar statuile de slime-uri mergeau și mai erau câteva care nu dădeau alt gen gol sau așa. Erau doar, doar spawnau mobii, atâta. Cât silver avem? Oh my god, avem 110 silver, cred că putem să ne facem full armură. Ar fi extraordinar de mișto. Și o să plecăm din mină fix când, după ce terminăm efectiv de lutat tot ce e pe aici, efectiv. Dacă nu mai găsim drum, plecăm. Ok, s-a terminat drumul în partea asta. Hai să mergem înapoi și să mergem în jos, practic, acum. For fuck's sake. Bun. Și să mergem în jos, practic. Aici nu e nimic. Stai să... Mă, ce e ăla acolo? E un safir? Iau ce ochi am, frate! Safirul meu! Dă-mi safirul, dați-mi safirul! Ce naibii!
Uite, în partea asta. Oh, și mai mult silver. Platină. Aba, nu-i silver. What the fuck? Când am pus torța, s-a făcut puțin mai albăstriu, așa să zic, la culoare și am crezut că e platină. Dar, din păcate, este silver. Op. Ceva pe aici? Bine că avem și încă câteva glow stick-uri. Op, să putem să vedem ce e pe jos pe acolo, ca să știu dacă mă cobor sau nu cobor. Și nu cobor pentru că nu e nimic aparent. Op, op, op. Op, op, op. Ok. Ui! Hop, hai pe aici. A, aici nu e nimic, ok. Hai mai în partea asta atunci. Și aici e ceva? Tocmai am încărcat un slime cu minecart-ul. Sunt un om foarte rău. Cred că am văzut. Stați. Hai mă, fiți ar minecart-ul, măti. Vreau să merg până... În partea asta era? A, aici cred că nu am fost. Da, nu am fost aici. Pentru că nu e explorat. Ia să vedem. Ups. Păi... Mai să mă duc, hai că mă duc. O să punem rope de ăsta, unde sunt rope-urile? Aici. O să punem rope de ăsta până jos. Bun, ca să pot eu să mă urc în caz că e ceva. Hai să luăm o gură de aer și hai să mergem. Vedem dacă găsim ceva pe aici. Normal că nu găsim nimic, deci să găsim ceva. Așa. Totuși e ceva aici jos, după câte bine pot vedea eu. Op, așa, așa, doamne ajută. E aici ceva. A, e doar o plantă, for fuck's sake. Deci am coborât degeaba. Cred. Da, nu mai cobor până acolo. Asta este tin, nu luăm pentru că nu avem chiar așa de multă nevoie de mult tin. Bun. Hai să luăm rope-ul și să plecăm. Asta ce e? Nu e doar o piatră, nu e așa? Platină, știam eu. Știam eu că nu e doar o piatră. Știam eu, efectiv. Rope, până sus te rog. Tu, 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 tu. Bun. Bun. Continuăm drumul nostru minunat în această mină. Ui. Îmi face o fi ceva? Ia stați, ia stați, ia stați. Am mai găsit niște silver acolo. În partea asta nu-i nimic. Ok, hai să luăm silverul ăsta. Ah, s-a făcut întuneric. Fuck. Bun, continuăm. Ui. E, și aici se sfârșește drumul. Hai să o luăm mai întâi în sus. Oh, a sărit, bă, ești nebun. Ok. Wow, da, cave-ul pe aici. Recall potion, dangerous potion. What? Ce cu ochiul ăsta? Tatuie cu ochi. Ah, fac, nu văd nimic. Ok. Hai în sus. Curge apă de undeva, efectiv. Asta este lead. Apă mult aici. Și pe aici, ăla e un robin. Cred. Nu e robin. Ha, nu. Vreau să sar acolo să văd ce, dacă e ceva acolo. Bun. Și? Văd că e sen ceva, nu știu. Ia să vedem. Ah, mi-a fost sen în cap, în pui mei, m-am și speriat, nu știu de la ce mi-am luat damage. For fuck's sake. Ah, viermuțu. Vine viermuțu. Baftă viermuțu. Nu, iar n-am sărit. Ah, for fuck's sake. Haide, sari nu te la. Ok, bun.
Platină, platină. Oh, am găsit platină. Asta e silver. A, e silver. E ok, e silver. E, în caz că nu avem platină destulă, să facem un pickaxe, facem pickaxe și din silver dacă ne ajunge să facem și armură și pickaxe. Ce naibii. Stone block. Ok, ok, bun. Aici e ceva? În afară de slime-ul ăsta bulangiu? Mă, nu văd să fie ceva pe aici. Dar... vreau să fiu sigur. Hop! Da, nu văd nimic, s-ar putea să murim. Aș vrea să mă întorc, dar e cale lungă până jos, așa că hai să ne dăm o poțiune de aia de recall. For fuck's sake, vreau să schimb pe unul și nu mergea. Recall, oh, e noapte, uite o steluță, uite două, încă două steluțe. Oh, bun, ia să le luăm pe toate. Steluțe, steluțe, uite un cloudfish, un goldfish, pardon. Avem 5 steluțe, ceea ce înseamnă că putem să craftăm o mana crystal, cum v-am zis. Aparent din 5 se face, nu din... Oh, for fuck's sake, nu am niciun de ăsta. Ok, hai să facem două de ăsta, să pot să sar aici. Și am mai căzut o steluță. Hai să o luăm și pe asta. Da, a, un aglet parcă pica, mă, de la ăștia. Sau? Zic eu prost. O dă-n arrow mushroom. Da, nu mi-e interesa in this. Asta n-avem nevoie de ea, nici de astea n-avem nevoie. Nici de asta, bun. Hai să... ce să facem? Hai să facem armură. Dacă toți suntem acasă. A, îmi trebuie un furnace, de fapt, stați. Ok, ne facem un furnace, că aici topim toate astea. Tin. Bun, 9 bucăți de tin, avem lead aici. O grămadă de lead. Silver bar. Ok, așa puțin? Cred că o să ne iasă mai mult. Și 9 bucăți de platină. Ia să vedem, putem să facem ceva din platină gen... pickaxe? De ce nu mă las să fac pickaxe din platină? Nu. Ok, 20 cu 25 cu 15. Deci nu avem pentru fucking full armură, o să ne mai trebuiască silver, o grămadă, dar măcar pot să-mi fac chestplate-ul care este cel mai mult defense care putem să-l avem. Momentan. Și altceva, pot să fac un silver pickaxe, dar mă, dacă tot ne mai trebuie puțin, cred că ne mai trebuie efectiv un bar de platină și putem să facem pickaxe-ul. Așa că nu o să fac din silver. Lensuri, hai și tu, vino cu ace, vino cu ace. Ok, bun. Ăștia sunt zombii care au pelerine pe ei de ploaie, what the fuck. Ok. Nu, lasă pe NPC-ul. Lasă NPC-ul, nebunule. Ok. Hai să facem niște aranjare în ăsta al nostru. Bă, da, eu parcă mai aveam chesturi, aha, știam eu. Bun, deci aici, în chestul ăsta, o să punem toate chestiile de minat, practic. În chestul ăsta o să punem lemn și astea, să fim puțin organizați ca să nu ne stricăm din prima chestiile astea. Aici am putea să punem... Aici am putea să punem statui și dropuri, cred. Și în asta momentan lăsăm astea așa. Și o să vedem noi cum le facem. Ok. Nu avem nimic pe aici interesant. Putem să luăm o poțiune de asta recall totuși. Asta pot să le arunc. Așa. Grenăzi. Oh, putem să luăm grenăzi de astea să le avem la noi pentru că sunt foarte bune ca arme în early. Dau destul de mult damage. Mă, ce scoate atâția zombie? Aha, deci au început să vină zombie. Hai, veniți, veniți, veniți. Unde fugiți? Veniți, veniți, veniți. Vă sparg.
Pe toți vă sparg. O, am mai căzut o stea. Hai să luăm și steaua asta. Câte stele mai avem? A, le-am pus în chest, din păcate. Da. Hop. Hop, 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 hop. Bun. Câte stele mai cad, frate? What the fuck? Da, o să ne facem mana destul de ușor. E bine. Înainte nu cădeau chiar de multe stele. Avem 4 stele iar. Putem să mai facem un cristal de mana dacă mai avem una în chest. Ah. Bun. Da, uite aici. Pam. Și hai să ne întoarcem la minatul nostru. Doar că trebuie să ne luăm lemna noi, efectiv, pentru că altfel nu o să pot să mă cațăr înapoi. Și asta o să fie drumul nostru spre iad, practic, și iad la propriu, pentru că ca să ajungem în iad trebuie să săpăm în jos. Până ajungem acolo, efectiv, și ăsta e cel mai rapid drum, 2x2, mă rog, 2x2, 2x1000 de blocuri în jos. Așa că sper să găsim chestii bune, efectiv. Pentru restul episodului vă zic pe acum că o să stăm la minat, pentru că mai ne trebuie, nu știu, deci mai trebuia pentru cască 10 și pentru, nu, pentru cască 15 și pentru pantalon 20. Adică o grămadă de silver ne mai trebuie, efectiv. Și poate mai găsim și niște platină să facem, să ne facem pichetul de platină, ar fi foarte interesant. Haide, haide, haide. S-ar putea eu să dau unele părți din videoclip pe speed, dacă mă uit când editez și văd că nu găsesc nimic și e o tăcere așa, o să dau eu o videoclip pe speed până în momentul în care găsesc ceva sau vorbesc pe video, ca să nu fie plictisitor. De exemplu, cum e acum, dacă nu o să mai găsesc nimic și o să tac, o să fie videoclip pe speed. Opa, am găsit ceva. N-am găsit nimic. Sau, poate chiar am găsit ceva. Ia să vedem. Ba, nu. Sau, e ceva mai jos aici? Un cave ceva? O, e cave aici, ok. Hai să vedem. Care e treaba cu cave-ul ăsta? Am închis mapa din greșeală și nu mai știu. A, pe tab, ok. Înainte nici mapa asta nu era aici. Dar acum e destul de ok mapa asta. Au făcut o idee bună să o bage, efectiv. Chiar te ajută. Și cred că mi-am uitat glow stick-urile acasă, for fuck's sake. Poate găsim aici niște glow stick-uri. Nu găsim, normal. De ce să găsim noi? Ok. O, fac vierme și nu văd nimic efectiv. Încerc să pun o torță să văd ce naibii pe acolo pe jos, dar nu reușesc. Iar viermele mătii. Hai vino. Bun. Ok, nimic aici, efectiv nu e nimic. Ne întoarcem și ne continuăm groapa.
Hop, hop. What the fuck, a fulgerat cumva? Ok, s-a schimbat muzica ambientală, what the fuck, de ce fulgeră? Ok, fulgeră, nu înțeleg de ce fulgeră, dar ok. Ok, trebuie să minăm fix așa, în jos, blocurile astea două. Hai să punem o torță aici. Văd un slime acolo și un jellyfish. Pe jellyfish ăla vreau eu de fapt, nu slime-ul. Am belit-o puțin aici. Nu muri. Aproape. Kinda close. Continuăm cu mina noastră. For fuck's sake, am mina prea mult, stați. Hop, hop. Opa, bun, am găsit. Bun. Cobweb. În partea asta aș vrea să mergem? Sau în partea asta? În partea asta e cealaltă mina, o să mergem în partea asta. Pentru că văd pe mapa aia cu copăcelul. De fapt, o să mergem tot în jos, pentru că nu cred că e efectiv nimic. Hai să mergem tot în jos să continuăm. Până dăm noi de o mină care să se intercaleze cu tunelul nostru. Op. Oh, ce-am găsit aici? Băi, nu pot să... What? Oh, bun. Ia. Mamă, dar nu văd nimic. Îmi trebuie un glowstick neapărat, efectiv. Pentru că nu pot să văd nimic. Ok, bun. Da, nimic. Hop. Hop. Nu pot să cred că n-ajung până la aer. Continuăm cu minatul în jos. Cred că am găsit ametist. Sau ceva, ia stai puțin, că văd eu acolo ceva. Stai să facem o de-asta aici de aer. Bun. Și cred că am găsit ametist aici. Nu știu sigur, ori sunt chior. Oh, chiar am găsit ametist. Oh my god, ce ochi am. Doamne. Ok. Ne reîntoarcem aici la minat. Dar momentan nu am găsit niciun chest în mină, efectiv niciun chest. Și aș vrea să găsesc totuși, ca să văd dacă găsim ceva drop bun, gen, v-am zis, nu neapărat Magic Mirror, mai mult aș vrea acel Cloud in a Battle în early. Opa, ce e aici? Opa, e ceva aici de capul la slime-ul ăsta sau e doar așa? Da, nimic interesant nici aici. Da, nimic. Ia aici dacă... Vine un cave, să zic așa. Un mini cave. Dar... nu știu dacă e doar așa sau dacă e ceva cu continuare. Hai să mergem să vedem. Ok, cred că e ceva mare aici. Că văd că... Oh, da, hai că e bine. Am găsit ceva mai mare. Oh,
Din partea asta nimic, nimic. O? Ce-i asta? Teal mushroom? What the fuck? Teal dai. Ia-ți dau eu cu grandă să văd dacă e ceva pe aici. Oh, glow stick, perfect. De atât am vrut. Și o statuie cu unicorn. Ok. Bun, deci avem glow stick-uri, băieți, gata. Am bătut jocul, avem lumină în apă, nu mai ne trebuie nimic, efectiv. Statuie? Da. Chiar o statuie aici. Cum e statuie? O statuie cu o femeie. Ok, nimic în partea asta. Ne întoarcem. Op. Dumnezei tăi de slime, mori odată, așa. Ropuri. Efectiv, ropurile astea sunt cele mai bune chestii care s-au băgat în jocul ăsta. Să-mi bag picioarele. Dacă vă mint. Așa, continuăm în jos. Lăsăm un glostic ca să vedem tot ce e în jurul nostru și săpăm. Oh, și o să dăm fix în mina cu acel minecart, efectiv, dacă puteți să vedeți pe mapă, pe minimapă, de fapt. Efectiv, se vede că o să dăm în acea mina, din păcate, deci e o zonă explorată deja aici, nu prea o să fie cine știe ce, dar asta este, trebuie să facem unde am făcut casa. Trebuie să facem și mina spre iad, ca să fie ușor de accesat și rapidă. Pentru că o să stăm destul de mult în iad. Mă rog, destul de mult. O să stăm, cred că, 2-3 episoade până ne facem full armura și toate chestiile. Dar mai e oricum până acolo. Mai e destul de mult. Văd ceva aici jos acum. E o lumină, cred că e tot o plantă de aia. Care doar face lumină. O să mă înec. Ok, bun, gata. Am mai înecat. Da, e doar o plantă. Efectiv. Dar nu poate să fie și plantele astea puse, nu știu, într-un cave mai mare, ceva cu mii de chesturi. Ar fi foarte frumos, efectiv. Sunt puse căcaturi de 4x4 de camere spawnate. Ok, hai că cred că ajungem, ușor, ușor, la acea mină. Oh, am găsit ceva aici. Cred, sau e doar o cameră mai mare? Nu, e doar o cameră mai mare, ok. Oh, ne-a cu slime în cap, fuck you, slime. Fuck you, slime, fuck you, slime. Bun. Mori, slime-urile, mori. Băi, cum, zici că a zburat, mă, slime-ul ăla? Pe apă, efectiv. Și acum o să ne cadă în cap, fiți atenți. Efectiv. Îl văd deja, ia uite-l. Ce v-am zis? Dumnezeii lui. Bun, hai să continuăm. Deci am ajuns aici cu mina noastră, deci oricum am fi găsit această mină. E bine. Cum am pierdut toată apa? Eram cu o grămadă de apă. Și acum am rămas cu foarte puțină. What? Cum s-a pierdut pe drum atâta apă? Nu, deci nu înțeleg. A, am găsit silver. Yay! Primul nostru minerul după 50 de ore de minat. Yay! Yay, yay, yay! Dar, băieți, opa! Ia uite ce am găsit aici! Ce să stea, frate? Am găsit un chest. Oh my god, dar este cu capcane, că le văd sus. Am mai văzut efectiv mai întâi capcanele și pe aia chestul.
Ok. O să sparg acel... Ok, perfect. Oh! Mamă, ce-am crezut că ne cade în cap! Să-mi bag picioarele în el. Ok, multe capcane pe aici. Vreau să iau chestul ăla. For fuck's sake, a fost cu o explozie, nu pot să cred. Ok, bun. Și nici nu prea, nu știu dacă putem să ne întoarcem pentru că... Bun, hai că avem rope-uri. O să încerc să mă întorc fără să mor. Dar o să fie destul de greu oricum. Ba da, cred că pot, cred că reușesc. Ba nu. Ba da, poate. Poate reușesc. Ok, că nu mai e chiar așa mult. M-am întors. Mamă, ce, deci m-am speriat efectiv. Dar nu știam că e cu explozie, mă, frate. Credeam că-s doar boulder de aia, efectiv. Ia mă, ce-o fi în chestul ăsta de era atât de protejat, efectiv. Cloud in a battle, exact ce vă ziceam, exact ce vă ziceam. Avem un fucking cloud in a battle, perfect. Așa, și silver coins. Efectiv, acum putem să dăm double jump. Atât am vrut în early-ul de la jocul ăsta. Cloud in a battle-ul ăsta, doamne, cât de bine îmi pare că l-am prins. Dar, prieteni, o să oprim videoclipul aici pentru că s-au făcut deja jumătate de oră și nu vreau să fac, cum v-am spus, nu vreau să fac episoade mai lungi de jumătate de oră ca să nu-mi ia prea mult timp să le pun pe YouTube și așa îmi iau destul de mult până se randează pentru că trebuie să le pun în 2K. Așa că, rămâneți pe canal, lăsați un like și un subscribe dacă v-a plăcut acest video. Dacă aveți întrebări, o să răspund la ele, puneți-le. Iar eu am fost Nutella, rămâneți pe canal ca să urmăriți această serie în continuare minunată de Terraria și ne revedem în episodul următor. V-am pupat! Pa, pa!